Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din MTA. În acest episod o să ne cam distrugem cu mașinile. Eu zic că e un joc mult mai distractiv și mai interesant decât ce am jucat înainte. Aveți și celălalt episod în descriere. Problema noastră e că acum avem cea mai nașpa mașină din joc și mă chinui deja de vreo 20 de minute sau mai mult să fac un kill cu ea. Dar nu pot pentru că e prea mare și lentă și nu se controlează și am o armă nașpa. După cum vedeți, am în față două lasere. Bine, arma normal e bună, dar pe mașina asta e atât de inutilă. Uite cum dau ea cu rachete. Și eu mă chinui cu prostia asta. Hai că poate, poate. Sau poate că nu. Ceva aici, îl omor și pe ăsta. Nu știu ce se întâmplă, dar am tras după ăla și n-o mers. Ce se întâmplă? Te rog, te rog. Bun, bun, bun. Să nu mă moare. Ia, bun, bun. Fii atent că am scăpat. Doamne ajută! Ăla-i, mă, în sfârșit. Deci faza e că aici când omor pe cineva îți dă altă mașină total random și altă armă. Mai putem lua și șmecherii de astea de pe jos, dar sincer nu știu cum le activez, din păcate. A, uite, de pe click dreapta le activez. Acum am săritură. Deci dacă apăs pe click dreapta, sar. Mamă, ce s-o dus nebunul ăsta. I-am dat foc și la ăla, bun. Acum o să-mi dea altă mașină. De aici ne și reparăm dacă avem nevoie. Bun, 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 rachete. Și avem, putem pune ulei. L-am spart, nu l-am spart. Nu știu cum să fac acum, nu-i bine. Trebuie să ne întoarcem cumva. Așa e bine. Ah, ăla, am câștigat din prima. Mamă, și ne-a dat o mașină. Ah, ne-a dat o mașină așa și așa. Măcar are, 3 rachete, bun. Deci nu mai puteam, o terminat episodul ăsta până am început. Că acum am început în forță ca lumea. Ah, n-am putut încă să trag. Acolo jos, vedeți, mi s-a încărcat arma. Nu era încărcată. Uite ăsta, mă. Uite el ce a încercat el să facă, mă. Du-te, mă, de aici, că nu te lasă mă umori așa ușor, mă, nebunule. Ia. A, da, am vrut să-l omor pe ăla ce umbla răsturnat pe acolo. Dar nu mi-a prea ieșit. Am luat și un nitro, nu știu la ce să-l folosesc, că... Nu cred că pot mai mult de atât. Ia uite-l pe ăla cu autobuzul, luăm? Nu-l luăm. Ah, dar am fost aproape. Încearcă el să mă ia pe mine. Bă, dau ceva tupeu ăștia. Uite ce mașini folosesc și ce tupeu au. Ce ai făcut? Vai, deci nu pot să cred ce mi-o dat. Wow, alu, nu pot controla. Pentru cei care jucați Samp, vai de viața mea. Deci nu știu cum să vă explic, e total diferit controlul. Aici pur și simplu e ca și cum ai merge pe gheață cu mașina. Și cred că prind și viteză un pic mai mare mașinile, doar cred. Bine, ideea principală e că nu prea ai control asupra mașinii. Dar pe trebuie să fii atent și la armă. Ce se întâmplă? Mai sunt 3 în viață, mai e ăsta cu un laser. Ăsta are armă nașpa, sincer să fiu. Uite, mai e ăla cu niște rachete și... Hai să vedem care bubă e primul. Și mai e unul. Mamă, toți... Vai de capul meu. Deci... Au murit toți dintr-o dată. Brusc, pac. Bum. Doamne. Hai să vedem. Vai de viața mea. Acum trebuie să fac un kill cu arma asta. Să vedem. Sunt eu în stare să fac un kill cu... De fapt, nu arma, e problemă. Mașina. Bine, nici nu pot numi mașină. Nu știu cum naiba să fac. E și foarte Dacă prind un pic de viteză, deja nu mai pot controla. Hai să trag așa. Serios. Te-ai oprit exact acolo. Te-a dus pe tine cap așa. Ce aproape a fost. Presim că ăsta ne omoară. Nu, n-ai cum. Vai, vai, vai. Nu știu, mi-e cam frică de ăsta, ca să fiu sincer. Hai, bossule, ce ai făcut? Hai că vine altcineva și ne omoară pe amândoi. Presim. Nu știu de ce presimt eu. Ia uite-l, o tras, acum trebuie să ne ducem pe el. Fuge, fuge fraierul. Ia uitați-l cum fuge. Asta așa se numește o femeie. Vai de capul meu ce femeie e ăsta. L-am spart, nu l-am spart. Dar o tras și el, bine, ne se încarcă arma la amândoi deodată. Hai, deci nu pot să cred. Mi-a dat ceva mai rău. Vai, ce viteză prinde, mă, și bâlbâi. Mai sunt numai eu cu ăla. Problema la mașina asta nu-i neapărat mașina, ci arma. Deci avem o armă, avem un lansator de grenade.
Și ghiciți ce? N-avem absolut niciun control la grenadele alea. Vai cum ne-am dus. Hardy, el ăsta care m-a omorât, locul 1, bineînțeles, are scor 58.500. Deci ca să vă faceți o idee, de atâtea ori i s-a schimbat mașina. Eu am scor 800, mă jucam mai acum ceva ani, mă jucam eu de ăsta. Uite bă, amândoi cu mașină de poliție. Deci se deduce că dacă are scor 58.000 înseamnă că are experiență, ca lumea, nu se joacă. E o idee că eu tot arunc cu grenadele astea, dar nu știu încotro și cum. Nu prea am control, vai de capul meu. Lansatorul de grenadă e cea mai nașpa armă. Fii atât că mă bate ăla, nu pot să cred, mă bătu cu lansatorul de grenadă. Ăsta mă spart. Are laser. Aolu, hai poate fac și eu ceva, a, nu fac. Bun. Deci n-ai cum să lovești cu lansator de grenade. Uitați cum zbor. Ai de viața mea. La cine ne-ai băiat, dat foc și cum? Aparent eu i-am dat foc. Da. Și după ce o bubuim, mi-a dat mie altă mașină. Acum vă pe chat. O să vedeți runda următoare. Am scos locul 5. Ui cum merge ăsta. N-are el stres omul. Doamne. Ideea e că am vrut neapărat să vă arăt cum arată și jocul ăsta, că e foarte, foarte tare atunci când îți dă mașini ca lumea, nu când îți dă mașinuțe de alea de jucărie sau chestii de asta. Și ăsta e cam ghinionit și totuși te cu ajuns pe locul 1 sau 2. Nu știu cum naiba, are noroc omul sau se pricepe ca lumea. Ia uite că l-a omorât pe ăla, nu cred. De ce nu-i gata? A, nu l-a omorât. A, o luat, a intrat în asta de s-o reparat, mă. Dar am fost foarte aproape, eu da foc. Aolo, ăsta e nu, bro. Dacă ăla cu duba aia rezistă atât de mult, mamă. Acum văd că ne-a dat o mașină decentă, numai că tot cu arma aia nașpa. Acu-i acu. Uite mă, că a luat locul 1 cu duba aia. Uite, ăsta are direct rachete. Deci ăsta presim că o să ne omoare foarte nașpa. Măcar avem și noi o mașină cât de cât rapidă cu care putem să fugim măcar. Am zis măcar și la început și la sfârșit. Asta da propoziție. Da, deci acum avem totuși viteză. Ei, și asta o chestie. Nu știu unde să mă duc. Faza e că dacă m-am bușit undeva, îs rip. O, mă, nu mai arunca grenadă după. Uite, bă, serios? Nu știu cum am pățit asta, hai să caut să mă repar. Mă trag și un pic de timp, ce n-aibă, uite aici, cred că. Da, bun, bun, bun. Am murit numai 3 până acum. Tot s-au strâns în colțul ăla, voi nu vedeți harta de mine. Dar vă zic eu că acolo sunt cam toți. Uite mă, că a făcut el stânga exact când m-am dus eu de aia, am dat grenadele, mă. Hai bă, te rog să scap și eu de grenadele astea, mă. Uite mă, că i-am scăzut jumătate de viață, mă, dar nu-i de ajuns. Ah, ăla încă un pic și-o luat cu el grenada. Nu știu ce să fac. Eu tot arunc acolo, dar ce arme am? Speed boost. Aolo, dar numai speed boost nu-mi trebuie acum. Vai că m-am dus. Abia mai controlez mașina. Uitați aici, drift. Drift de drift, băieți. Ce fete. Nu ne jucăm. De fapt, chiar ne jucăm. Ăla e a meu, e a meu, e a meu. Ah, foarte, foarte aproape de el. Tot dăm o colo aici. Păi înțeleg și pe ăștia care fug, care au arma asta, ce am eu, că-i nașpa rău. Ce ai făcut, bossule? Ai vrut să mă faci? Ce bubuie, mamă, dar toți avem de la de grenade acum. Când m-a bubuituri de-astea, aud. Îs curios, oare pot controla grenadele în potro să se ducă? Deci n-am testat asta. A, nu se duc în... Opa, opa, am omorât pe cineva. Dar tot asta de grenade o am, nu pot să cred. Ah, uite, viață, 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 viață. Bun, nu pot să cred. Și speed de boost. Mama, a murit instant. Vai de capul meu, nu știu cum fac eu un kill cu asta. Mașina e decentă, nu e foarte bună nici mașina, că derapează foarte rău. Ăștia cu uai, uai, de capul meu. Am mers la risc acolo, n-aveam ce să fac. Ăla
Ca să înțelegeți de ce am zis asta, l-au dat o rachetă la milimetru de mine. Uite-și pe ăsta. Păi, de capul meu, că mă... Ia uitați ce ziceam la început de drift. Deci nu pot controla mașina, derapează prea rău. Era să mă bag în racheta aia, hai că am înțeles. Încotro să mă duc și eu. Uite, bă, că toți au rachete, bă, sunt incredibil. L-am luat pe ăla, nu l-am luat. O să întrap al meu. Era super ok. Ce faci, mă, lasă-mă cu rachetele tale. Uite, aici mai sunt doi. Poate. Nu. No. Ba da. Serios, nu pot să cred. Bine, tot o mașină nasoală rău de tot mi-o dat. Și ce facem acum? Așa facem. Bun. Și ținta mea va fi asta, pentru că e mașină mare. Ce ai făcut, șefule? Bun. Ăla-i. Nu prea am ce face, m-am cam blocat aici. Bun, am scăpat de ăla. Nasol ca în pană, nu-i tocmai ok. Bun, 2 kill-uri deja. Nu, lasă-mă. Am rachetă. Ăla. Mamă, cu ce viteză a mers omul. L-am spart, ma. O, vai de capul meu ce patinează mașina asta. Nu pot controla, pur și simplu. Uai, deci oficial asta e cel mai greu de controlat până acum. Uai, nu-i bine deloc. Abia fac o curbă și ăsta e în spatele meu. Trebuie să fug un pic de jeep-ul ăla. Ăla, tot după mine. Uite că acum merge. Cum am prins ceva viteză, nu mai derapează așa rău. Bine, până pun o frână. Dacă am pus o frână, spa, probabil. Trebuie să scap de la cu jeep-ul, că n-am ce face, pur și simplu. Uite, am luat-o pe aici. Și ăla e tot după mine, nu pot să cred. Ce are, mă, ăla cu mine? Nu pot să mă întorc, că dacă mă întorc, mă... Ai, serios. Nu pot să cred, am dat pe lângă. Mamă... Hai să iau măcar niște viață. Uite, de aici iau niște viață. Bun. Ăla-i, mă, gata, mă, că te-am spart, mă. Așa faci tu cu mine, mă. No, în sfârșit am și mașină ca lumea. Și armă ca lumea. Bine, mașina nu-i cine știe ce, dar am rachetele. Mașina e ok. Nu ne putem plânge. Am rachetele, boss. Sincer, parcă nici n-aș vrea să-l omor pe ăla ca runda viitoare să am iar rachete. Să mai profit un pic de ele. Că nu știu ce armă îmi va... Uite, mă, cum fuge, mă. Hai, boss, stai, să-ți dau rachete. Bun, am câștigat. Mi-a dat foc, dar eu l-am omorât pe el mai repede, că am avut rachetele. Acum mi-a dat un tank. Tu cu rachete. Dezavantajul la tank și la o mașină mare, că rachetele se duc foarte sus. Și dacă rivalii au mașini foarte joase, gen cum e asta, e posibil să nu-i lovească rachetele. Ia să vedem. Nu știu, că au fugit. S-o trezi la timp, omul. Uite, ăsta ar fi ținta perfectă, dar... Da, nu prea. Am fost eu ținta lui. Mai băgăm o fisă la tănculesc, că nu se poate. Nu mă las până nu fac kill și cu tankul. Păi cum, așa ceva? Uite-l ăștia. Uite, vă ziceam de mașină mică. Asta cred că e prea mică ca să o lovesc, pur și simplu. Dar sincer, nu o să încerc. O să fac așa. Ui, mă, cum fugi, nu pot să cred. Mamă, tare băiatul. Dar nu-i bine. Eu prefer să-i omor, zic și eu. Uite, așa, bun. Uite, altă mașină decentă. Uai. Sincer, nu știu cum a scăpat ăsta. Bun, nu mai scăpat. Și acum am laser. Și cred că aici se încheie episodul, că am dat iar de laser. Uite, mă, asta e, deci invizibilitate. Dar mira, mașoare, chiar nu mă văd ăia? Uite, mă, ies numai eu cu ăsta. Uite că m-a văzut. Invizibilitate, ce ziceți voi de asta? Nu, că aici așa oprim episodul. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut episodul. Eu m-am ofticat rău de tot, sper că v-ați distrat că eu m-am ofticat. Nu uitați de like, share, subscribe, comentariu și noi o să ne revedem data viitoare. Nu uitați să lăsați în comentarii dacă vă place jocul și mai vreți episoade. Pa!